Salutare, am mulți ceva ce se sunt atunci și am găsit la un nou episod din Minecraft and Disorder. Înainte să strângem acest clip, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like dacă vă place. Și haideți să strângem 2000 de like-uri cel puțin, pentru că ne pregătim să îndreptăm plaja, adică să ne apucăm de plaja aici. Am mai îndreptat-o eu, ca să zic așa, adică uitați, am mai mărit-o, pentru că nu era așa mare cu Spirit, m-a ajutat și ea. Doar că n-a vrut să filmez de când i-am zis. Așa că, da, suntem aici și, nu știu, vreau să văd ce reușesc să fac pe aici. O să doresc de ceva și nu știu cât de bine o să mă descurc, dar să vedem. În primul rând, aș vrea să iau ăsta de aici, să nu fie așa, să fie decât drept. Pentru că asta o să fie ceva gen o plajă, adică v-am zis deja o plajă, dar am văzut eu o poză pe net undeva cu o plajă super șmecheră și m-am gândit să o reproduc. Acum nu știu cât de bine o să iese, dar vom vedea. În primul rând, va trebui să luăm toată ăsta de aici, așa. Pentru că o să trebuiască să fie pe două nivele, gen mamă, înseamnă că o să mă am de muncă mult, pentru că o să trebuiască să mai urc aici cu un nivel, nu doar cu unul, așa, uite, așa trebuie să fie ceva de genul acesta. Uite, așa. Chiar mai mult de atât. Bun, o să mi se ducă toată lopata, dar nu-i bai, hai să punem asta aici deocamdată. Asta e plin aici, uitați, am făcut o chimera roșie din niște lemn, ca să fie treaba, să putem munci în pace și în liniște și în voie bună. Bine, mai puțin partea cu voie bună, glumesc. Haideți să vedem ce reușim noi să facem pe aici. O fac, o să dăm la sand, dar măcar o să putem să punem mai sus un pic după aia când o să avem nevoie. Așa, oricum lopata asta o să se ducă, nu-i asta baiul. O lopata de diamond mi-ar fi trebuit să fac și aici. Un crafting table, nu? Nimic? Hai să luăm lemnul de aici din ender chest. Așa. 1, 2, 3, 4... Crafting table, Așa, ce vreau să fac? A lopată, nici nu mai știam. Bun. Să văd cam cum vreau să o fac, adică eu am idee cum vreau să fac, dar că, după cum puteți vedea, deja e aici o grămadă de nisip și până să le iau pe tot, măcar să fac așa un pic la început acum. Așa, uite așa. Și îmi place cum se văd nisipul ăsta când trebuie, și când trebuie. Oameni, mi-am amintește de Tropicraft, chestiuța asta de aici. Tropice la Tropicraft. Bun. Haideți să vedem cum arată acum de ship. Hai de mine, v-am zis, cred că ar trebui să pun un strat de nisip sus și nu am de unde să pun atâta nisip, pentru că nu am de unde să iau. Fuck me. Să vedem. O să facă și noapte în curând. Nu asta e problema acum, dar o să fie în curând. Așa. Așa, ia să vedem dacă reușim să mai luăm și de aici destul de mult. Op, aici e pământ jos. Așa, bun. Ceva de genul acesta. Deci pe aici mai trebuie pus ceva de genul. Ok. Bun, ia să vedem. Și uite, pe aici ar trebui să fie ceva de genul ăsta, așa să fie aici. Așa mi-ar place mie cel puțin, dar nu știu dacă o să avem cum, știți, să facem chiar asta, pentru că ne trebuie foarte, foarte mult nisip și nu cred că avem de unde să luăm. Și mă cam înfricoșează treaba asta. O fac aici, are pământ. Ceva de genul ăsta să fie. Așa, vedeți? Nu mai acolo. Deja s-au spawnat zombie și n-am lână la mine. Fuck me. Mă nervează acum, trebuie să mă duc până acasă. Dar ceva de genul vreau să fie, vedeți? Ceva de genul ăsta, doar că uiteți, e prea mic, ar trebui pus și mai mult, uite așa pe aici. Uite așa. Sau pur și simplu în loc să pun pe aici, să iau mai mult din ea efectiv de aici. De ceva de genul ăsta. Doar că o să dureze cam mult. Bine, orice o să dureze mult aici. What the fuck, o să face lumină? Sau... am eu ceva lumină în el. Die, you motherfucker. Dar îmi folosesc abia diamond, dar e urea. Bun.
Băi, nu știu ce să zic, deci chiar nu știu ce să zic, adică ar mai trebui să mai iau din ea, sincer. Pentru că e plaja prea mică. Adică, ce vreau să fac? Vreau să fie asta de jos plaja, gen plaja, unde se scaldă lumea și etc. Și partea asta de sus să fie gen magazine și tot felul de chestii de gen, înțelegeți? Super șmecheră ideea, oricum, dar nu știu cât de bine o să reușesc să o pun în practică. Eu zic că o să iese ceva ca lumea, acum hai să vedem pe view toate astea. Așa, noi ne pe aici văd deja că așa, bun. E bine, mai e binișor. Așa, să mai punem și pe aici pe jos. Bun. Deși nivelul, poate acum nu o să facem mare chestie, uite cum s-a spălat aia, decât să nivelăm, dar trebuie să facem și asta. Aia că văd aici. Tu nu-ți plecă, nu tragi după mine. Acum am văzut și vine după mine? Ah, ce bulangiu. Uite și pe aici o grămadă de zombalaci. Da, uite, aici plaja ca micuță, dar găsim noi o cale să o facem mai frumoasă. Și pe aici vreau să fie ceva gen niște scări, nu știu, știți? Hai să te urci așa mai sus. Eu zic că o să iese bine. Nice try, bro. Mai încearcă. Poate o să mă nimerești în viitorul apropiat. Nu m-ai nimerit. Friar. Trebuie să mă duc să fac zi neapărat. Ah, Enderman, vină mă, bă, vină mă, bă. Hai, vină, nu fi frate. Nu! Putem pui mei și tu. Nu să iau un pat de acasă, frate. Și să mă culc. Că mă oftigă deja zombala și ăștia. Nu pot să muncesc liniștit. Ce-mi place că sugar cube. Ați-o în puii mei. Creeper nabi. Așa. Bun. Am ajuns și acasica unde e luminiță. Hai să ne culcăm, să vedem dacă mai facem. Hai să mai luăm un pat de aici să ne culcăm în asta. Bă, de ce mi s-a umplut inventarul? Cred că da, din moment ce nu mi s-a luat panul. Ok, am loc. Ok, bun. Mergem să punem și patul pe plajă. Cât sand avem? Mă, nu prea avem sand, dar ce primim? M-am gândit, uite, dați așa să spamăm niște găini pe aici. Ce șmecher aterizează orele astea? S-o fi spamat vreo găină și ceva? S-o fi spamat prin pom, dacă s-a spamat. Să fie sănătoasă. Ok, hai să vedem. Bun, dar uitați-vă, sau măcar să... Ca să nu trebuiască să umplu toată aia cu nisip, să nu fac la fel peste după la pleacă-mă de aici, că ești prostovan. Și mă și oftici că ești prostovan. What? S-a mai auzit un creeper, vreau de tot? Ce nasol, m-a speriat de tot. Mănâncă-mă pâinile. Bun, ia să vedem cum dă acum așa de aici. Mă, dă bine, vedeți? Deci nu chiar așa cu plaja asta. Doar că trebuie făcut așa peste tot, băi, tu moftici. Hai, marș, pa. Așa, bun. Să fie ceva genul ăsta, știți? Uite așa, așa. Azi nu ce reușim să creăm aici. Așa, așa. Hop, 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 hop. Aici. Nu vine mai tare din ea. Bă, nu m-am lopată iar. Uite așa. Nu mă duc încolo deocamdată. Ceva de genul să fie plaja. Hai că ai ieșit șmecheră, ești șmecheră. Așa. Da, dar că v-am zis că e cam îngust, asta e singura problemă, dar ne descurcăm noi. De fapt, nu-l lua. Hai să facem o lopată. Nu m-am lembarea. Lopată, iar. Punem în loc cu arcul ăsta care trebuie să-l aruncăm și pe ăștia. Așa, bun. Haideți să luăm și niște... Asta lemn, să facem niște scări pentru că...
Să vedem cum dă direct din prima așa cu scări. Ia. De exemplu, spunem scări aici. Uite așa. Am făcut o tâmpenie și nu-i bine. Mă, ce pui mei, frate? Uitați așa că nu, deci e neregulă aici. Nu mai bine fac eu așa, mă. Ceva de genul ăsta. Bun. Deci o să fie scările din loc în loc. Scări de genul acesta. Mai trebuie să mai fac. Oricum o să iese super, zic eu. O să iese super, 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 super. Agent pe... Am făcut scările și mai consumă din lemnul ăsta de aici. Să mai facem scări. Op. Decât 16. Nu știu ce n-am făcut mai multe, că oricum o să îmi trebuiască mai multe, dar oricum. Ceva de genul acesta, vedeți? Scări din ăștia, din loc în loc. Aici trebuie ceva de genul ăsta. Așa, bun. Ok, hai, să zicem încă o dată pe aici, așa e. Cu scări din acestea, șmechere și nebuneli. Bine, hai să arunc ăștia în apă, că văd că tot vor să-mi intre în inventar. Bun, uite aici, ar mai merge o scară. Da. O scară triplă aici. Ca să fie șmecheră. Așa. Bun. Pe aici o scară, uite exact aici, că e așa. Loc șmecher. Direct lăsat. Fac, nu m-am lemner. Adică nu am scări, nu lemn. Nu, o să se vadă super bine, doar că e de muncă, e mult, mult, mult de tot de muncă aici. Vă zic sincer. O să muncim la asta, dar o să ne sară capacele. E, când o să am tot un cap deja stabilit clar, nu cred că o să mai muncim chiar așa de mult. Dacă deocamdată nu am totul clar în cap ce vreau să fac și na. Vă las seama că o să, până o să mă mai gândesc la idei și nebunile ăștia o să dureze ceva. De pui mi s-a auzit zomba la acolo. Uite, așa să mai punem și pe aici, niște scări. Așa. Și pe aici, uite, de exemplu, una aici. Nu chiar. Hai să punem cumva așa, tot așa. Cam o idee aici. Ca să pară așa mai șmecheră. Ceva genul ăsta. Să fie așa. Că prea multe le-am făcut de genul celălalt. Uite așa. Să mai fie și așa. Să se urce pe aici așa, hop. Bun. De ce plaja prea mică, plaja asta trebuie mărită cumva? Să vedem cum fac. Bun. Păi deja arată mult mai bine, așa cu chestiile astea, care să te urci pe ele. Îmi place mult de tot. Problema asta în felul următor. Pe aici o să am nevoie să fac aleiuțe și nebuneli. Și între aleiuțe să fac atât ceva bun. Hai să încerc să fac aleiuțele. Să-mi iau intercestul de aici, să-mi iau gravel-ul. Avem niște gravel la mine. Bun. Încerc să fac niște aleiuțe. Nu știu cât o fi filmat la piciorul. Să nu facem așa niște alei, dar să ne facem, nu le facem chiar așa, cum să vă zic eu, normale cum sunt toate aleile. Să încercăm și noi ceva, nu știu, așa mai random, știți? Că ăștia două se unesc așa, acum pornesc așa ca șmecherele de aici. Pucușelușule, pare rău. Frate, nu sunt, fraților, nu se mai afișează rezultatele de la contestații și că vreau să... După aceea să fac și un clip în care să vă zic că am luat și o bacu și tăcât, că nu v-am zis până acum deloc. Ce pui mi-ai făcut aici așa? Bun. Bun, acum să meargă drumul ăsta așa aici. Nu știu sigur unde vrea să ducă, dar duce undeva. Bun, așa.
Să mă duc și în partea cealaltă, cu un drum sau să vin cu el de aici, doar că, fa, o să mai trebuiască gravel ca lumea. Și gravel și nisip. Și pământ, din ăla, am silt, aceam, să iau și pământ normal. Din ăsta, de undeva. Păi hai să iau, dacă iau tot, să iau de aici. Mai de viața mea. Trebuie neapărat pământ de ăsta, vă vedea seama că o să stau să sparg cu târnăcopul ăsta pământ special din ăsta. Dacă vreau cu asta, nu iau, nu, alea trebuie pe... De fapt, stai că le-a să ia cu farfecele, ce bău sunt. Ok, am ajuns să sparg cu târnăcopul dirt ca pentru siltaci. Mine poți să pui siltaci și pe lopată, din câte știu, doar că lopata duce foarte repede și ăsta trebuie și pentru stone și alte chestii. Oricum nu trebuie foarte mult din ăsta, doar că nu trebuie așa, din loc în loc. Bine, asta... Mai bine strâng eu off-camera. Că oricum trebuie să sparg chestia asta de aici. Cred că o să sparg off-camera ca să mai pun, să mai fac și rost de niște sand de undeva, să vedem de unde. Deocamdată iau puțin din ăsta, așa, puțin, că l-ai deja 40. Bun. Și niște gravel, trebuie să vedem unde fac rost de niște gravel. Să fie drumul aici așa mai simetric un pic, să arată mai bine. Dar n-arată bine. Din cauza că e ăsta aici așa, diferit un pic. A, merge. Mai trebuie pus și una aici, dar de unde atâta gravel? Fuck! Mi-a dat flint în loc de gravel. Aruncă-te, mă, de aici. Nebună. Bun, păi, doamnelor și domnilor, cred că trebuie să încheiem acest episod aici, pentru că nu știu sigur cât am filmat, o să mă duc eu să mai fac rost de materiale de construcții. Eu zic că o să arate super, super tare această plajă pe care o să o facem aici. Deocamdată asta este doar începutul, dar vă asigur că o să iese super, super bine. Așa că rămâneți în continuare alături de mine și noi, desigur, ne vedem data viitoare când o să mai scape de chestiuțele astea de pe aici. O să încerc să mai tai din muntele ăsta de aici și toate prostiile deja. Ne vedem data viitoare. Pa!